În misiunea ei de a studia Soarele, sonda Parker Solar Probe se folosește de gravitația planetei Venus. Apropierea de Venus din 11 iulie 2020, a treia dintre cele șapte pe care le va face în decurs de 7 ani, s-a soldat și cu surprinderea unor priveliști uimitoare ale planetei. Imaginile publicate abia anul acesta de NASA arată ceva ce specialiștii care monitorizează misiunea nu se așteptau să vadă. Instrumentul WISPR al sondei a surprins o imagine din zona întunecată a planetei de la o distanță de 12.380 de kilometri. Pe Venus, camera a detectat o margine strălucitoare în jurul marginii planetei, care poate fi o strălucire nocturnă, lumină emisă de atomi de oxigen în atmosferă, care se recombină în molecule în partea întunecată a vecinului Terei. Porțiunea întunecată proeminentă din centrul imaginii este celebra Terra Afrodita, cea mai mare regiune muntoasă de pe suprafața venusiană. Imaginile au surprins echipa. WISPR este adaptat și testat pentru observații luminoase vizibile. Ne așteptam să vedem nori, dar camera a privit chiar la suprafață, au afirmat astrofizicienii din cadrul proiectului. Această observație surprinzătoare a trimis echipa WISPR înapoi în laborator pentru a măsura sensibilitatea instrumentului la lumina infraroșie. Dacă WISPR poate prelua într-adevăr lungimi de undă aproape de infraroșu, capacitatea neprevăzută ar oferi noi oportunități de a studia praful din jurul Soarelui și în sistemul solar interior. Dacă se va dovedi că nu are această capacitate, imaginile înregistrate în iulie 2020 ar putea dezvălui o fereastră necunoscută anterior prin atmosfera lui Venus. Echipa de astrofizicieni așteaptă noi date de la apropierea sondei Parker Solar Probe din 20 februarie 2021, cea de-a patra, pentru a afla care dintre cele două variante este cea adevărată. Lansată în 2018, sonda Parker Solar Probe are misiunea de a studia în premieră dinamica vântului solar, coroana solară și alte aspecte ale Soarelui.